Care este opinia dumneavoastră a PNL-ului? Vreau să văd propunerea și cum este fundamentatul. Vreau să vină în coaliție și acolo vom lua o decizie. Deocamdată nu am văzut această propunere, vă dați seama că nu pot să îmi explic decât un punct de vedere liberal și al unui economist. Atunci când plafonez prețurile, există riscul de a avea o penurie și să vedem cozi. Dar, repet, să vină propunerea în coaliție. La magazine, la asta și așa mai departe. O scădere a TVA-ului la zero ar putea fi luată în calcul în contextul în care există o discuție la nivelul european, în Ecofin? Bineînțeles, întotdeauna noi, ca liberali, vom susține un stat suplu cu taxe cât mai mici. Avem un singur principiu de la care aș vrea să nu abdicăm, acela de a reduce taxele pentru toate produsele dacă facem acest lucru. Deci dacă găsim că este oportun pentru un produs, de ce n-ar fi oportun pentru toate produsele să reducem taxele pentru toate produsele, nu doar pentru unul. Și aș susține, bineînțeles, oriunde, oricând, o reducere a impozitării. Domnule președinte, a apărut această discuție pe majorarea pensiilor, că s-ar putea întâmpla din acest an. Uh-huh. Pe baza renegocierii PNRR. Ați mai spus acest lucru, însă văd că ministrul muncii spune în continuare că își dorește ca din februarie să rămână această discuție de renegocierea PNRR cu Comisia Europeană. Se poate întâmpla acest lucru? Trebuie să clarificăm câteva lucruri. Partidul Național Liberal a făcut, nu doar a vorbit, dar a făcut cea mai mare majorare de pensii în 2020. Majorarea punctului de pensie din 2020 a fost cea mai mare din istorie, deci nu doar vorbe, fapte. Ceea ce privește renegocierea, iarăși ar trebui să nu mai fie vorbe, să fie fapte. Cine dorește să facă renegocierea și are puterea de a convinge Comisia, ar fi bine să nu mai stea în România să discute despre acest lucru, pentru că pierdem timp. Să meargă la Bruxelles, să vină cu decizia și, bineînțeles, toți după aceea vom fi de acord. Toți vrem să creștem veniturile, toți vrem să creștem pensiile. Sunt mai multe discuții, dar acum doar discutăm politic. Nu, concret. Eu când am avut nevoie să merg la Bruxelles să renegociez lucruri pentru PNR, am trecut, am plecat, m-am urcat în avion și am plecat la Bruxelles. Așa se fac lucrurile. Mergi acolo, vin apoi cu decizia și apoi o discutăm. Referitor la... pentru că doar stând de vorbă, noi uităm că avem două jaloane importante care vin la Ministerul Muncii acum la 31 martie. Unul este despre legea salarizării. Trebuie să avem un impact al legii salarizării pe care o avem în acest moment, dar și un impact sau o evaluare și un impact al viitoarei legea salarizării, deci asta este un jalon. Avem un jalon pe pilonul 2 de pensii care trebuie făcut la 31 martie și aș vrea să discutăm mai mult despre locuri de muncă în România. Cum creăm locuri de muncă? Și astea sunt politici care vin de la Ministerul Muncii. Este foarte multă treabă acolo și aș vrea să văd și acest lucru. Dar în privința 1,4% din PIB pentru pensii este suficient, chiar dacă ne dorim o majorare, spre exemplu, anul viitor? Depinde în ce PIB discutăm. 9,4 din PIB-ul de acum 2 ani de zile, poate că nu era suficient. 9,4 din PIB-ul pe care noi l-am crescut anul trecut este suficient pentru că anul trecut am plătit doar 8, aproape nici 8%, nu este, și au crescut pensiile. Deci depinde în ce PIB discutăm. Repet, ca așa, ca să rămână pentru de ce să menținem? Nu, cum să menținem PIB-ul? Crește PIB-ul. Păi de asta suntem la guvernare, să creștem PIB-ul, nu să-l menținem. S-a putut anul trecut să depășim creșterea economică estimată. Eu aș vedea și anul acesta toate premizele să depășim. Repet, orice anul acesta o scădere a estimărilor de PIB, eu aș lua ca o îndeplinire a actului de guvernare. Deci trebuie să fim mai ambițioși și să avem o creștere economică mai mare. Care spune că România ar putea să primească certificat verde după o singură doză de vaccin. Ați susține acest proiect? Este deja în dezbatere publică pe site-ul ministerului. Nu l-am văzut, nu pot să mai exprim. Dar vi se pare potrivită măsura? Haideți să vedem. Legată de majorarea vârstei de pensionare, își asumă PNL în coaliție să susțină acest proiect în Parlament, atât majorarea vârstei de pensionare, cât și interzicerea acumului pensiei cu salariul? Este un proiect de lege pe care l-am aprobat anul trecut în guvern, l-am trimis în Parlament, este discutat, astăzi intră în comisie. Nu ne-am schimbat opinia de atunci. Puteți să nu susțină acest proiect? Ați discutat cu partenerii de coaliție? Dacă nu susțin, atunci vom vedea, îl vom duce în coaliție. Există un termen până la care vă doriți ca acest proiect de lege să fie adoptat și de Camera Deputaților? Adică sesiunea aceasta? Nu era un termen. Având în vedere că în acest moment se discută reforma pensiilor, reforma salariilor, multe dintre aceste proiecte de lege ar trebui puse poate pe... ori le aprobăm mai repede,
și intră în vigoare, ori le implementăm, să le înglobăm în noua reformă a sistemului de pensii și salarizare. Deci nu există o garanție că până la sfârșitul anului, ok, nu a sesiunii, ci la sfârșitul anului, va fi adoptat acest proiect doar de lege? Doar cu voturile PNL? Referitor la legea offshore, în această seară o veți lua în discuție în coaliția de guvernare și de ce ar fi important să treacă cât mai rapid ca să... Păi, fără o lege offshore nu poți să înceapă explorarea de gaze în, și nu poți să facă, de fapt, planul de investiții. Aici nici măcar nu putem să discutăm despre un plan de investiții al parteneriatului nostru pe care l-avem cu OMV Petrom pentru a explora gaze în Marea Neagră. Deci este legea offshore. Ok, nu aveai nevoie de ea pentru a face tranzacția Romgaz Exxon, dar ai nevoie de ea pentru a începe investiția, pentru că acolo sunt niște criterii clare și fără acele criterii nimeni nu își va asuma un risc. Și cu ce ne-ar ajuta asta în criza energetică? Ne va ajuta în viitor, din 2026, pentru că alături de proiectele pe care le avem pentru energie nucleară, avem și acest proiect pe gaze. România poate să aibă, nu știu dacă independență energetică, dar să aibă o securitate energetică din 2026. Aș vrea să vă întreb, domnule Câțu, referitor la un proiect de lege care este la Senat, cel în care serviciile secrete pot intercepta WhatsApp, Telegram, dacă a stat o decizie la nivelul partidului referitor la ce s-a întâmplat cu acel articol, înțelege că sunt depuse niște amendamente prin care se elimină. Vom vedea amendamentele întotdeauna. Vă respecta un principiu foarte clar. Proiectul de lege trebuie să respecte legislația în vigoare. Dar PNL va susține astfel de amendamente să fie...